Bine ați venit la o etalare romantică pentru Capricorn și haideți să vedem ce avem pentru voi. Prima etalare este a voastră, cea de-a doua este a sufletului Pereche sau a persoanei care se va implica sau se implică în viața voastră care deja vrea să iasă. Deci haideți să vedem ce avem pentru voi ce vrea să ne spună sufletul pereche ce simte pentru voi sau voi ce simțiți pentru persoana respectivă și implicația amândorura în viață wow opt de spade nu mai doriți să comunicați vă închideți în voi pajul de monede vă doriți un nou început regina de cupe doriți, doriți ceva adevărat asul care duce la o relație la o relație cinstită cineva m-a mințit iar aici justiția perfect. Deci e un fel de a pune în echilibru relația în care voi sunteți acum, v-ați săturat de certuri, v-ați săturat de divergențe. Uh, sunteți un pic confuz cu optul acesta de spade. Un fel de, este acel sentiment de a te simți pierdut, pierdut în tine, pierdut în gândurile tale, dar te simți așa pentru că ai făcut din gândurile acelea un fel de... un mic gunoi de gânduri care nu-și are rostul. Va trebui să acționezi atunci când, într-adevăr, nu este numai gândirea sau ideea sau ceea ce îți spune. Pur și simplu aici îți spune să acționezi, să, să fii drept în fața ta atât... A, în fața ta cât și a relației în care ești sau cu persoana respectivă pentru a spune adevărul pe ceea ce simți, pentru că regina de cupe asta este. Iar nouă de monede, la ora actuală, ești o persoană singură. Este ca și cum nu te mai atașezi de nimeni și de nimic pentru că ai fost dezamăgit. Dar asta înseamnă și neclaritatea ta. Dar alegerea este a ta, pentru că asul acesta este o energie extrem de frumoasă. Este un succes extrem. Deci în momentul în care îți alegi să ai succes într-o relație, atunci înseamnă că va trebui să uh, te implici și să fii foarte clar în cerințele tale și ceea ce vrei cu adevărat. Ce vrea să-mi spună optul acesta de monede? Nebunul? și un nou început. E un fel de... Ai șansa să... să ai un nou început în ceva, fie că este în dragoste, fie că este în carieră. Deci, alege. E felul de a spune alege. E ca și cum te simți blocat într-un serviciu în care, de fapt, s-a transformat în ceva toxic, care nu-ți mai face plăcere, nu mai poți să mai spui adevărul, te schivezi după cuvinte, poate cei din jurul tău sunt colegi de ani de zile și nu ai posibilitatea să te schimbi. Dar aici îți spun așa, de ce nu te eliberezi? De ce nu încerci să mergi în altă parte? De ce nu încerci să-ți iei altă cale, altă direcție? Pentru că alegerea este a ta. Nu Poți schimba orice. Dacă în momentul în care tu schimbi acel job, ești mult mai fericit, fericită în alt job și imediat se implică sănătatea, deci în momentul în care voi schimbați ceva care psihologic vă doare, vreau să vă dați seama că de fapt voi vă reveniți um, atât în corpul sănătos. Deci efectiv tot ceea ce v-a oferit locul acela de muncă v-a oferit atât de multe probleme încât duce la îmbolnăvirea voastră. Este ca și cum am banii necesari să mănânc orice vreau eu și mănânc un amestec întreg de mâncăruri pentru că am banii necesari să mănânc acele mâncăruri. Dar, de fapt, din acele mâncăruri îmi dau și un milion de boli. Și e ca și cum nu mai țin cont de fapt de ceea ce însemn eu și care este personalitatea mea. Pajul acesta de monede poate fi energia voastră sau poate fi un nou început. Și ce vrea să-mi spună un 8 de băte și patru de săbii. Da, este o oportunitate, vă urmărește o oportunitate în a schimba cariera și vă dă o liniște sufletească. Ar trebui pur și simplu să... Vă gândiți foarte bine la această oportunitate pentru că este o șansă foarte bună de a schimba. Vă, vă dă pur și simplu o liniște. Dar o spuneți în ultimul moment că veți schimba acel loc de muncă. Regina de cupe, judecata și pajul de spade. Este o obsesie a iubirii. Fie voi sunteți cei care aveți acel lucru, fie cineva care de fapt vă spionează concomitent sau poate în fiecare zi pe ceva, dar de fapt tema principală nu este iubirea, ci este pur și simplu o uh, obsesie. Judecata vă scoate la iveală de fapt uh, o realitatea, pentru că pajul acesta de spade este cineva care se implică în viața altcuiva cu sau fără voia lui. Deci e ca și cum nu dai voie persoanei respective să se implice mai mult. Oricine ar fi. Dar se implică pentru că dorește într-adevăr să fie acolo prezent, dar de fapt judecata ți-arată să te trezești la realitate, că de fapt acea implicare nu este tocmai o, o iubire uh, adevărată. Regina de cupe, în momentul în care avem o energie foarte bună, este o persoană care o iubește uh, necondiționat. Dar atunci când avem cupajul de spade este o manipulare, o prefăcătorie. Iar aici vei avea o surpriză, surpriza cea mare a deșteptării. Asta vă spune. Fie că este la locul de muncă, fie că este în viața voastră personală. Asul de spade. Asul de spade vă spune să vă implicați în momentul în care doriți într-adevăr și să schimbați direcția din viața voastră pentru că acest car vă promite o victorie. 9 de monede, 2 de cupe și 5 de spade. 2 de cupe. Poate fi cineva cu care sunteți în afacere, dar poate fi și o persoană care se mișcă un pic mai încet în acest tip de relație. Iar cinciul acesta de spade vă pune într-un fel în energia în care uh, nu sunteți siguri dacă doriți să aveți acea relație, uh, relația respectivă cu acea persoană sau nu. În primul rând, voi sunteți o energie de pământ, sunteți foarte realiști. Iar aici, cinciul acesta de spade vă spune că e un fel de încă nu are înțelepciunea respectivă sau ceea ce văd la persoana respectivă nu este pentru mine. Poate fi un suflet pereche, dar nu este pentru mine în momentul în care gândesc cu acel cinci de spade. Este la o jumătate de drum sau la un... Nu este ceea ce îmi doresc. Nu am nevoie de așa ceva. Justiția, da, deavolul și ia vedeți cine este această energie de aici, regina aceasta de cupe, pentru că este o energie toxică. Fie cineva se implică foarte mult în viața voastră și produce, deci fie are de-a face cu multă burfă, multe discuții, pentru că deavolul aici este și regina este o energie toxică, o obsesie. Haideți să vedem cine este de fapt sufletul pereche și cum putem da la o parte acea toxicitate. Deci, sufletul pereche și energiile curente, cum se implică în viața voastră și ce intenții are pentru voi. Ce vă este destinat? Împărăteasa. Wow! Un suflet extraordinar de bun. 5 de bâte. Nebunul. Lumea. 10 de cupe. Vă oferă totul. Eremitul. Vă oferă totul. Este o persoană singuratică, o persoană înțeleaptă, posibil să fie mai mare în vârstă. Uh, pajul acesta de spade Este un fel de a se interesa De voi A fost o persoană, este o persoană care a suferit Foarte mult din cauza unor relații uh, Posibil cu un leu Deci nu avem de-a face cu Orice gen, e posibil să fie Fecioară Împărătasa vă dă energia la care se menține acolo pe standardele respective. Este un fel de a spune în momentul în care voi vă hotărâți atunci veți merge la persoana respectivă știind că vă poate oferi totul. Voi sunteți cei care nu vă lăsați de acea toxicitate sau nu vă lăsați de acea energie pentru că. Deci e un fel de motivație. Fie că este în temă de muncă, fie că este în temă de relație. Dar aici aveți totul. Vă oferă absolut totul. Vă oferă o nouă viață, un nou ciclu de viață. Vă oferă ceva la care nu mai este cazul să vă mai luptați. Vă oferă libertatea de sine și uh, o fericire împlinită, mai ales emoțională, pentru că neîmplinirea voastră este emoțională. Voi știți cine este persoana respectivă, știți că este o persoană singuratică, știți că vă poate oferi totul, dar voi sunteți cei care ar trebui să intrați în viața acelei persoane. Nouă de monede. Și... Deci vine ceva neașteptat, în momentul în care acea împărăteasa cu... este o avansare neașteptată. Deci pentru unii dintre voi este o avansare neașteptată într-un loc de muncă dar te simți pierdut. E un fel de... Cauți încă de ce m-a provocat persoana respectivă, de ce a făcut acest lucru, pentru că își dorește foarte mult să fii fericit, fericită. 5 de bute, Patru de săbi, liniștea. Deci, efectiv, este sufletul pereche. Alege. Alege. Este șansa ta să alegi. Fie alegi în carieră, fie alegi într-o relație. Nebunul. 8 de spade. Ți este teamă. Alege iubirea atunci. Alege ceva care îți aduce foarte multe idei. Alege ceva creativ. Ceva care îți face plăcere. Pentru că oportunitatea de a, de a se implica în viața ta un mesaj de dragoste este aici. Nu-ți fie teamă de ceea ce vine. Lumea, încă o dată nebunul. Deci, efectiv, îți spune că trebuie să fii fericit, să, să, să fii liber de tot ceea ce, ți, ce, ceea ce ți arată. De două ori aveți nebunul. A fi liber. Poate fi o zodie de aer, dar în același timp vă spune că, într-adevăr, veți avea ceva neașteptat. Optul acesta este exact energia turnului. Ceva neașteptat vine în viața voastră care vă oferă o nouă dragoste sau o nouă carieră. Și vă este teamă să acționați. 10 de cupe. Da, vă este teamă. Dar puteți să mergeți, vă este teamă, iar aici va trebui să vedeți din alt punct de vedere ce tip de abundență vă va aduce. Deci dacă pentru unii dintre voi vine un loc nou de muncă și nu vă satisface poate financiar, imaginați-vă că voi împlinirea voastră va fi mult mai bună în momentul în care vă ați lua acel loc de muncă, dar veți fi fericit la locul de muncă, veți fi iubit. Și acolo veți găsi și persoana viitorului vostru. Eremitul, Patru de cupe. Dați la o parte singurătatea și tot ceea ce este, pentru că este singura, voi vă creați acea oportunitate. Dumnezeu nu face nici măcur de degetul mic. Acționa este din partea voastră. Nu vă mai apărați în fața acestor uh, oportunități. Deci este efectiv, vi se dă informația că vin oportunitățile în viața voastră, dar având în vedere că uh, există acel risc, teama de risc de a schimba ceva, teama că veți pierde ceva, nu pierdeți nimic. Pierdeți timpul, nu pierdeți nimic. Nu doriți să faceți schimbarea respectivă. Vă rog frumos să vă puneți o dorință, o întrebare pentru îngerii iubirii. Să vedem într-adevăr dacă veți avea o nouă iubire aici. Și ce vă vor răspunde vouă îngerii iubirii. Wow! <laughs> Lăsați-vă prietenii să vă ajute. Deci, efectiv, se implică în viața voastră pentru ceva mai bun. Da, se merită pentru ceea ce, într-adevăr, vine acum în viața voastră. Deci, e un fel de timpul divin la care uh, Acum va aduce iubirea vieții voastre. Unrequired love. Ai trăit într-o perioadă în care uh, cineva a încercat să intre în viața ta, să, să fii atras de o persoană sau persoana respectivă, dar de fapt relația nu a mers. De ce? Pentru că ai fost într-o relație în care nu ai dat nici tu, dar nici persoana respectivă. E ca și cum... Te-ai îndrăgostit de o persoană care niciodată nu ți-a arătat afecțiunea sau inversul. Dar aici îți spune că se merită, se merită așteptarea. Și în momentul în care față în față cu persoana respectivă vei discuta sau întâlnirea pe care o vei avea, este ca și cum se implică prietenii într-o întâlnire, uh, pentru a-ți face cunoștin cunoștință cu cineva, ești total împotrivă, dar în momentul în care vei sta de vorbă față în față cu persoana respectivă, ai toate șansele să realizezi că de fapt se merită și s-a meritat să te întâlnești cu persoana respectivă. Deci, vă mulțumesc din toată inima, la revedere!